Vânzările secrete de diamante rusești, în valoare de câteva sute de milioane de dolari în fiecare lună, creează diviziuni într-un comerț mondial care se întinde de la atelierele de tăiere din Bombay până la magazinele de lux din New York. Conform Digi24.ro, aceste vânzări secrete reprezintă o problemă pentru oricare încercare de a boicota diamantele rusești, pentru că odată ce pietrele prețioase intră pe lanțul de aprovizionare, sunt aproape imposibil de urmărit. Diamantele sunt vândute în loturi de pietre prețioase de mărime și calitate similară, existând aproximativ 15.000 de categorii diferite și pot fi revândute de mai multe ori înainte de a ajunge într-un inel de logodnă sau medalion, arată Bloomberg într-o analiză preluată de Ager Press. Acum, marea majoritate a diamantelor rusești trec prin intermediul a aproximativ 10 cumpărători, iar firmele indiene sunt cei mai mari cumpărători. După ce diamantele rusești sunt tăiate și lustruite, se presupune că ele ajung în bijuteriile vândute pe piețe, precum China, Japonia și India. Aceste țări furnizează aproximativ 30% din cererea mondială și, spre deosebire de retailerii occidentali, sunt bucuroși să vândă diamante rusești. Cu toate acestea, având în vedere lipsa de transparență din comerțul cu diamante, este posibil ca pietrele prețioase rusești să ajungă și pe piețele occidentale. Statele Unite ale Americii sunt o piață crucială în condițiile în care 50% din toate diamantele lustruite sunt vândute în această țară, variind de la pietre în valoare de 10 de milioane de dolari până la unele care se vând pentru mai puțin de 200 de dolari. Deși diamantele sunt un articol de lux pentru cei care le cumpără, afacerile cu diamante sunt o activitate economică de bază pentru marile centre care se ocupă cu tăierea și tranzacționarea pietrelor prețioase. De exemplu, comerțul cu diamante asigură 1 milion de locuri de muncă în India, unde guvernul insistă ca aceste afaceri să se deruleze în continuare. La rândul său, premierul belgian a reiterat poziția țării sale că diamantele rusești nu ar trebui să fie sancționate în condițiile în care peste 80% din diamantele brute sunt tranzacționate prin portul belgian. Retailerii occidentali care încearcă să evite pietrele prețioase rusești sunt îngrijorați că nu vor reuși să își asigure suficiente diamante, în special variantele mici ieftine pe care este specializat Alrosa. Compania rusească este responsabilă pentru aproximativ o treime din oferta de diamante brute. În aceste condiții, unii mari producători europeni de articole de lux au cerut rivalului Alrosa să își majoreze livrările, însă sursele citate de Bloomberg susțin că aceștia au cantități limitate de diamante în stoc pe care le pot vinde, relatează Digi24.ro.